Așa cum bine ați văzut din titlul acestui episod, astăzi mă voi referi pe scurt la această ediție de campionat mondial în sală, care se desfășoară în Glasgow, ale cărei întreceri au început în această dimineață de 1 martie și se derulează pe durata a 3 zile. 1 martie, 2 martie și 3 martie, așa cum spuneau în Glasgow. Aș vrea să remarc din start faptul că acolo sunt prezenți atleți buni ai momentului, aș spune că nu cei mai buni, și asta pentru faptul că acest an este unul foarte încărcat, foarte mulți se află în pregătire, câțiva și dintre atleții, sau mai bine zis atletele care reprezintă România la această competiție și care au obiective mult mai complicate în această vară, când se vor desfășura campionate europene de atletism, dar va avea loc și ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de la Paris. E foarte interesant că Federația de Atletism, conducerea atletismului din România, a deplasat un lot de 7 sportive, toate atlete cu mai multe sau mai puține experiență la acest nivel, pentru care obiectivul stabilit, și am să revin asupra acestui aspect pentru că este unul foarte, foarte interesant, este aceea de a obține un loc între primii 4 până la 8, adică o clasare în finală. Cu aceste 7 sportive, forul de la București nu a stabilit ca obiectiv nicio medalie, ci doar această clasare în finală, între locurile 4 și 8, o singură clasare. Aș spune o clasare, un obiectiv, de fapt, foarte, foarte modest, având în vedere nivelul la care se află câteva dintre aceste sportive și pretențiile la nivel internațional pe care aceste sportive încep să le aibă. Hai să prezint în primul rând, să vă ofer lista acestor sportive, cu numele acestor sportive, performanțele lor, și voi discuta foarte, foarte scurt despre obiectivele și despre această viziune a forului atletic de la București. Lotul, așa cum spuneam, are și experiență, dar sunt câteva fete care au și mai puțină experiență la acest nivel. Sportive care cred eu că participă la această ediție de campionat mondial cu obiectivul principal de a căpăta experiență și de a încerca să ajungă cât mai sus. Nu cred că locul final contează foarte, foarte tare atât pentru ele cât și pentru antrenori. În primul rând, numele acestor sportive sunt Andreea Micloș la 400 de metri, Claudia Bobocea la 800 de metri și 1500 de metri, Petronela Simiuc-Burr la 1500 de metri, Alina Rotaru-Codman la săritura în lungime, Daniela Stanciu la săritura în înălțime și două fete la triplu salt, e vorba de Diana Ion și de Andreea Talos. Acum să le luăm pe rând. Este foarte important ca să clarific din start locul pe care aceste fete îl ocupă în ierarhia internațională în funcție de rezultatul, cel mai bun rezultat pe care l-au înregistrat în acest an pe proba pe care pentru care au fost selecționate și locul pe care se află în lista concurentelor înscrise la acest campionat mondial, pe fiecare probă. De ce vreau să fac această distinție foarte clară? Pentru că ierarhia mondială, care include mult mai multe sportive, multe dintre ele care au ales să nu participe la această ediție de campionat mondial, îți arată de fapt realitatea din teren în acest sezon, pe când locul pe care aceste sportive îl ocupă în funcție de performanța realizată în acest sezon, pe lista înscrierilor la acest campionat mondial, îți arată de fapt câte lipsesc, câte sportive importante lipsesc de la acest campionat mondial, sportive care au ales să se pregătească, să-și continue programul pentru
probabil, cred eu, întrecerile mai importante europene și olimpice din acest an, dar și sportive care, datorită națiunii pe care o reprezintă, nu au avut loc în loturile naționale. Pentru că, așa cum se știe, și aș da aici două exemple, Statele Unite și Kenya, evident că în lotul Statelor Unite, datorită faptului că nu pot fi selecționați decât 2 sau 3 sportivi, ceilalți nu au avut loc, chiar dacă ei ocupau locuri mult mai bune decât alți sportivi din alte țări în ierarhia mondială. Aș începe cu Andreea Mikloș la 400 de metri. Andreea Mikloș, care în ultimul clasament mondial al probei de 400 de metri în sală ocupa locul 10, dar în lista sportivelor înscrise la proba de 400 de metri, Andreea ocupă locul 6. Deci sunt patru sportive din primele 10 care nu au venit la Glasgow pentru a încerca să cucerească o medalie. Claudia Bobocea, la proba de, ea participă la două probe, la 800 de metri și 1500 de metri, cu, părerea mea, intenția clară de a se pregăti, de a pregăti sezonul din vară. Claudia Bobocea, la 800 de metri, în clasamentul mondial, ocupă locul 104, dar în clasamentul sportivelor înscrise la probă pentru această ediție a campionatului mondial, ocupă locul 24 din 29 înscrise. Și la 1500 ocupă locul 79 mondial, dar pe lista celor înscrise este a 26-a din 31. Colega ei, eleva celui și antrenor, Valentin Anghel, bravo Valentin pentru această reușită de a avea două sportive prezente la un campionat mondial, Petronella Simiuk-Burr, care participă numai la 1500 de metri, ocupă locul 72 mondial la această probă, dar pe lista sportivelor înscrise, lista care cuprinde 31 de sportive, ea este a 25-a. Alina Rotaru-Codman, la săritura în lungime, medaliata cu bronz de la campionatul mondial de anul trecut de la Budapesta, în aer liber, este pe locul 17 mondial, dar pe lista celor înscrise, sportivelor înscrise la proba de lungime, este a 7-a. Daniela Stanciu, la săritura în înălțime, o sportivă cu mare experiență, ocupă locul 53 mondial, dar pe lista sportivelor înscrise este a 13-a, din 13. Iar la triplu salt, așa cum spuneam mai devreme, sunt două sportive, Diana Ion și Andreea Taloș. Diana ocupă locul 20 mondial și este a 12-a pe lista sportivelor înscrise, iar Andreea este a 23-a în clasamentul mondial și ocupă locul, este pe listă pe locul 14 din 16 sportive înscrise. Pentru că vreau să fiu foarte scurt referitor la această ediție de campionat mondial și în acest episod, pentru că este mult mai important să urmărim întrecerile, după care putem să discutăm. Aș face doar o singură referire la această optică, la această abordare în ceea ce privește obiectivul a Federației de Atletism. Să nu uităm că pe această listă există, așa cum spuneam, Andreea Mikloș, care este numărul 10 mondial și este a 6-a pe lista celor înscrise, la 400 de metri, sportivilor înscrise. Și este evident că Andreea are un obiectiv foarte clar de a intra în finală. Apoi Alina Rotaru, Codman, care este medaliată cu bronz și evident că acel rezultat mai mult sau mai puțin o obligă la o performanță apropiată. E adevărat, într-o companie interesantă, sunt câteva sportive care au lipsit de la ultima ediție a campionatului mondial de atletism în aer liber, dar Alina este în pregătire pentru Jocurile Olimpice și evident că pretențiile sunt mari. Numele ei este rostit din ce în ce mai des de oficialii Comitetului Olimpic și Sportiv Român, dar și de conducătorii sportului din federațiilor. În momentul în care se vorbește despre potențialul de medalii pe care România l-ar putea obține la Paris în vara acestui an.
Deci Alina, cel puțin, și Andreea Micloș, Alina Lotaru și Andreea Micloș, cel puțin, au pretenții de final. Claudia, Petronela, Diana, Andreea Taloș și Daniela Stanciu probabil au ca obiectiv intrarea în finală, dar dacă nu ar ajunge acolo, probabil că n-ar fi o mare tragedie. Modul acesta de abordare al federației de a pune un loc 4-8, adică de o intrare în finală, eventual, este de-a dreptul penibil, trist. Pentru că îți arată faptul că federația e dominată de frică. Acelor oameni le este frică. Pentru a face, dacă federația ar avea un partener, un sponsor puternic, cu siguranță că acel sponsor ar pune piciorul în prag și ar spune așa ceva este anormal. Nu poți să mergi la o competiție internațională cu un medaliat la campionatul mondial din urmă cu câteva luni de zile de la Budapesta și cu un sportiv care se află în primii 6 dintre cei înscriși la competiție, nu poți să mergi și să speri la un loc în finală. Adică, cu alte cuvinte, să te gândești că unul dintre cei doi sportivi nu va intra în final. Asta este abordarea loserului. Cine nu vrea să facă performanță. Oamenilor cărora este frică să-și asume responsabilitatea. Le este frică să se implice în performanță și în sport. Acești oameni, acești indivizi aleg calea asta temătoare a propunerilor mici, a obiectivelor mici și a așteptării cu gura căscată ca să cadă para mălăiață a unor rezultate pe care să le prezinte ca fiind extraordinare. E adevărat că au existat și situații în trecut când obiectivele erau mult mai mari, erau mult mai îndrăznețe, dar să nu uităm că fiecare sportiv are o personalitate, știe foarte bine ce reprezintă, are are pretenții de la el însuși sau de la ea însuși și evident că aceste obiective pot constitui uneori chiar jigniri, insulte la adresa nivelului la care se află foarte, foarte mulți sportivi care reprezintă România. Mă refer aici și la alte sporturi, dar discutăm despre atletism. Părerea mea este că acest obiectiv de clasare, de o singură clasare în finală, modest, îi insultă pe sportivii care iau parte la această competiție. Bineînțeles că pe ei nu întreabă nimeni. Bineînțeles că atunci când discută oficialii sportului din România, discută cu oficialii Federației de Atletism din România, sportivii nu sunt întrebați, antrenorii nu sunt întrebați și se creează această percepție greșită în ceea ce privește atletismul din România, că nivelul este unul scăzut. Unii dintre sportivi, așa cum am spus, merg la mondiale ca să capete experiență, dar alții merg la mondiale ca să obțină niște performanțe în condițiile în care probabil obiectivele pentru campionatul olimpic sau pentru Jocurile Olimpice sau pentru campionatul european din vară ar fi unele prea îndrăznețe. Trei aspecte aș mai avea de discutat, foarte pe scurt, despre această ediție de campionat mondial. Lucruri care sunt interesante, sunt de urmărit și ar trebui ținute sub observație pentru că sunt interesante și sunt importante pentru acest final de săptămână, pentru acest campionat mondial. În primul rând, echipa Keniei, care în general venea cu un lot foarte numeros, mai ales pentru probele de semifond și fond, este una foarte, foarte subțire. Ca să dau un exemplu, lotul masculin al Keniei nu cuprinde o participare la proba de 3000 de metri. Masculin. Probă care este cea mai lungă din programul de concurs la probele de alergări de pistă și unde kenienii întotdeauna în ultimii 30-40 de ani erau favoriți. Apoi, al doilea subiect este
Al doilea aspect este lotul Statelor Unite, care arată ca un portavion. Are și greutate, are și consistență, are și performanță. Sunt sportivi foarte bine cotați în acest an, sunt sportivi care au ca obiective și sezonul de iarnă și sezonul de vară și sunt sportivi care cu siguranță țintesc podiumul și în special prima treaptă a podiumului, medale de aur. Americanii nu se încurcă în clipa în care merg la cameră. Ei nu vin cu hai să ne clasăm în finală, ce bine ar fi să ne clasăm în finală. Atunci când, pentru că aici nu vorbesc de toți, atunci când ori ești locul 6 în lume, ori ești medaliat al ultimei ediții de campionat mondial. În comparație cu lotul României, alcătuit numai din 7 sportive, lotul american, așa cum spuneam, arată ca un portavion, pe când lotul României arată ca o bărcuță. Ca o bărcuță din asta pe valuri care încearcă să ajungă la mal, pe plajă, să răsufle ușurat. Și ultimul aspect, care este unul foarte interesant, în urmă cu câteva zile Federația Internațională a publicat pe social media un video care arăta modul în care s-a instalat pista pe care se desfășoară acest campionat mondial. Pista este instalată într-o sală care nu este dedicată pentru atletism. Văd foarte multe comentarii online în ceea ce privește infrastructura în România. Și sunt foarte, din partea oamenilor care au atingere cu atletismul sau care sunt implicați total în atletism, văd aceste permanente comentarii despre infrastructură, despre lipsa unor săli de atletism. Ei bine, acest video oferit de Federația Internațională îți arată că nu ai nevoie de sală dedicată. Adică o sală în care să torni beton, să ridici turnantele și să o faci dedicată, să fie blocată și aici mă refer la suprafața pe care se desfășoară între cele sportive, să fie blocată unei singure discipline sportive, atletismul. Sălile pot fi montate, pistele pot fi montate și o sală care este polivalentă, care are, să spunem, un parchet sau o suprafață pe podeaua de întreceri, o suprafață, cum să spun, un parchet sau beton sau orice altă suprafață sintetică, material sintetic, poate fi adaptată. Adică poți să faci și patinoar, poți să instalezi și un bazin, poți să instalezi și o pistă de alergare, poți să instalezi și o suprafață de tir, de biatlon sau ce poți să faci tu acolo, poți să realizezi și o suprafață de întreceri de motociclete pe teren din ăsta variat, de motocross, poți să realizezi o grămadă de lucruri. Nu trebuie o pistă dedicată. Dacă tu ai o sală foarte mare de dimensiuni care să poată să-ți permită și o suprafață de concurs, și instalarea unor tribune, așa cum vrei să le faci în jurul acelei suprafețe de concurs, funcție de forma pe care acea suprafață de concurs o are, poți să instalezi acea suprafață de concurs. Deci aș vrea să le explic celor care au această obsesie cu cheltuirea banilor care sunt bani publici, sunt bani luat la populația europeană sau populația României și bani care trebuie îndreptați în alte direcții, să se gândească de două ori înainte de a comenta vis-a-vis de infrastructura sportivă. Pentru că infrastructura sportivă, dacă gândești out of the box, adică dacă începi să ai idei și formule, această infrastructură poate fi adaptată cu mult mai puține cheltuieli, cu mult mai mult randament și cu mult mai bune rezultate pentru fenomenul sportiv. Vă mulțumesc și vă invit să urmăriți întrecerile acestui campionat mondial, care, așa cum vă spuneam, se desfășoară pe durata acestui weekend, pe 1, 2 și 3 martie în Glasgow. Numai bine!